astăzi e despre Tokyo și Olimpiada de vară din această țară minunată, o competiție așteptată mai mult ca oricând de toți sportivii din întreaga lume, având în vedere că ultimul an ne-a dat multe planuri peste cap. Și cu cine, dacă nu cu Nicolae Juravski, să discutăm despre acest eveniment? Cine, dacă nu președintele Comitetului Național Olimpic și Sportiv din Republica Moldova, să ne dea mai multe detalii despre lotul țării noastre? Cine, dacă nu el, cel care a devenit de câteva ori campion olimpic și primul sportiv care a reprezentat 3 țări diferite la Jocurile Olimpice în perioada 80-90. O performanță frumoasă pentru noi, dar și pentru el în primul rând. Îi spunem bună ziua, domnule Juravski, ne bucurăm că sunteți alături de noi. Bună ziua și să fiți sănătoși. Să dea domnul, luați loc pe canapea. Îmi dau seama că ați așteptat atât de mult această perioadă, ani de zile. Oi, exact, nu numai aceasta, de altfel, fiecare ediție, una trece, alta apare, vine. Sunt și alte lucruri care sunt mai așa stresante sau să zic cu un grad mai sporit de așteptare. De pildă, acum e febra calificărilor. Deja suntem pe ultima sută de metri, dar în general, în perioada preolimpică, e clar că unul din obiectivele principale ne punem ca să avem calificări, ca sportivii să-și poată valorifica potențialul lor de timp acumulat de 10 de ani, fiindcă de jocuri olimpice de obicei sportivii se gătesc 8-10-12 ani până când de la început și până la dacă au șansa. Deci este o perioadă și mult așteptată, dar în același sens este așa intenționat, știți, cu emoții cum ar fi chiar în preajma startului olimpic. Este important. Câți sportivi numără lotul nostru olimpic? Acum avem calificați 15 care sunt confirmați de federațiile internaționale. Mai urmează ca la 4 probe de sport să mai decide, eu știu care. Șansa ar fi 18-20 aici, cam la nivelul ediției precedente. Așa. Suntem bine la acest capitol. Uite, în aceste momente vedem până ce o fi echipa care ne va reprezenta, dar posibil să se mai adauge acolo câțiva sportivi. Cum se face calificarea? Cum ajung? Pentru că avem sportivi în multe domenii, sportivi foarte buni. Cum ajung doar ăștia anume la Olimpiadă? Da. Dumneavoastră sunteți familiarizat cu toată istoria sportului și a olimpismului. Mă bucur foarte mult. De altfel, sunt sigur că acum multă lume stau cu pumnii și cu inima pe evoluția sportivilor noștri. E clar că am zis în repetate rânduri că ce ține de calificare pentru Jocurile Olimpice, de la ediție la ediție lucrurile se complică, adică concurența crește. Și anul acesta chiar s-a simțit. Avem mulți sportivi deja cu nume mari, chiar același Dan, care v-a amintit la Londra, era un tânăr de 15-16 ani, practic, și s-a calificat. Acum a fost ultimul tren, s-a urcat. Fix așa și la multe probe de sport, sportivi cu nume deja, campioni europeni, premianți, mondiali, care nu reușesc să primească cota, să ia cota. Este foarte dificil. Deci e vorba de o cotă. Exact, exact. Pe probe de sport, dacă îți fac așa o mică matematică, chiar la proba de caiaca noi, finala mare la campionatul mondial sunt 9 bărci, 9 sportivi. Se califică la Jocurile Olimpice numai 5. Nici finala principală. Nici finaliștii nu ajung în Olimpiadă. După aia la campionatul european o persoană numai, un singur sportiv. Dați seama, e foarte greu. Și multă lume, eu zic, mulți sportivi care sunt deja cu nume mari, ratează șansa pentru a se califica. Da, adică cumva oamenii pe care i-ați văzut aici în poză deja ei sunt câștigători. Ei sunt deja mari câștigători. Da, că absolut. Până ajunge acolo e o muncă enormă. Absolut. Dacă mai vorbim și din alt aspect, că e clar că noi întâlnim și multe probleme sau neajunsuri comparativ cu adversarii noștri. Nu putem să ne comparăm cu condițiile multor țări deja. Ce bugete se alocă sportului. Și bugete și bază materială. Și chiar în ultima perioadă avem deja, se simte și lipsa a cadrelor didactice, a antrenorilor. Fiindcă mulți din ei cei buni care deja avansează în vârstă,
tineret nu prea mult vine și la acest capitol se simte. În multe federații chiar avem criză și noi. Și acest lucru trebuie să ne dăm toți seama că viitorul. Dar, de alt punct de vedere, haideți să facem o mică analiză. Totuși, sportul în perioada aceasta pentru Republica Moldova duce o imagine foarte bună și necesară acum. Pentru că noi avem multe domenii unde sunt vizibile așa pe arena internațională. Se... Avem vin și cam gata. Absolut. Este cultura, artiștii un pic sportivi, ci sunt cei care permanent... Ridică drapelul țării. Ridică drapelul. Mai lumea întregi mai dă ca știri cu Moldova. Există este. O țară undeva da. Acolo, mică, dar e voinică. Da, deci e bine ca să revizuim. Și altfel spus, sportul doar nu e propriu zis numai mușchi sau, zice, medalii. Sportul este o educație a națiunii, un grad de patriotism, multe aspecte care este necesar pentru educația națiunii noastre. Și aici e bine ca noi lucrurile acestea să le conștientizăm, să înțelegem și, evident, și investițiile respective. Nu zicem noi și nu suntem cei care om vrea să afectăm sau să lezăm alte domenii, dar totuși trebuie să fie apreciat și trebuie să fie condițiile create cât de cât că... De altfel, banii care îi avem puțini și ăștia, în principiu, îi ducem în alte țări în pregătire, fiindcă nu avem condițiile necesare aici. Și atunci mergem un sportiv cu 50, 40, 50, 60 de euro, depinde de la țară la țară. Îi ducem în afară cu banii aceștia în țară, la noi putem 3 să-i menținim. Și invers, având condiții, alții vor veni, fiindcă avem un climat frumos, chiar și pământul ăsta roditor, care dă posibilitate de produse bune. Sunt niște lucruri care s-ar putea de îmbunătățit pentru imagine, pentru dezvoltarea țării noastre. Numai că aici trebuie o etapă decizii de sus, politică. Da, băi, suntem preocupați cu altceva, exact. Gândindu-ne că asta dar nu e un domeniu. Dar acum nu vorbim de politică, mai bine de sport. Da. Vorbim de sport. Cum vor ajunge sportivii noștri? Fiecare zboară separat, se organizează un traseu, toată echipa odată. Cum veți ajunge? Acum, condițiile Comitetului Organizatoric și a Comitetului Internațional Olimpic sunt mai dificile în legătură cu starea pandemică. Da. Prima echipă, prima curs, chiar și Dan pleacă pe 4 iulie. Deja pleacă. Avem întocmit acorduri cu 3 regiuni din Japonia, mă refer cu Tsuruoka, Nishikawa și Tom, la care ei ne vor găzdui pentru cantonamentul de acomodare, de ne acomodăm înainte de joc. Se va sta în izolare sau... Exact, exact. Acolo este fiecare, practic, sportivul are dreptul numai propriu-zis la antrenament și somn. Exact, și la competiție. Sportivul numai are dreptul să meargă la sectorul lui de concurs și iarăși la somn în satul olimpic. Numai au voie să îmbiasă, să viziteze, să... Adică degeaba prezervativele alea. Doar să le ia acasă ca un fel de magnețial. Da. În aceste momente vedem imaginile cu orășelul sportiv, investiții enorme. Și îmi dau seama că va fi o plăcere pentru sportivii noștri să ajungă într-un oraș al viitorului. Uitați-vă cum arată la ei autobuzele. E science fiction aici. Da. Pentru că ei chiar sunt prea departe. Avem și mascota. Iată cum arată mascota. Lupul nostru nu se facă nimic? Se vor înțelege bine, sper, da? Așa. Da, este o olimpiadă în care s-a investit foarte mult și care s-a lăsat așteptată foarte mult. Avem și niște imagini cu medaliile din acest an. Medalii reciclate din partea mea, un mare, mare mulțumesc, pentru că este foarte important ca organismele internaționale să dea un exemplu pentru toți locuitorii planetei. Iată cum s-au reciclat tone de electronice pentru a se separa aurul, respectiv bronzul și argintul. S-a topit și s-a creat medalii. Eu tare sper să țin în mână de la vreun sportiv de-a nostru vreo medalie reciclat, să văd și eu cum arată vreo... Și eu sunt curios. Sportivii noștri vor fi premiați cumva în
pentru faptul că ajung acolo. Da, acum, o săptămână în urmă, a ieșit o hotărâre de guvern la care sportivii, remunerarea lor este în felul următor. Pentru locul 1, 3 milioane de lei, locul 2, 2 milioane 600 și 2. Este un lucru... E clar că nu putem să sperăm sau să facem aluzii că noi vom fi toți cu medaliați. Este foarte dificil și clar ne dăm seama că... Dar în același sens este și o parte, un stimulator moral pentru toți sportiviștii, pentru ce luptă, fiindcă acum nu mai e secret, înainte mai, se mai tăinuia cine știe care este remunerarea, acum tot este pe net și toată lumea știe cât vor beneficia de ce bunuri adversare și clar că este un element psihologic aici pentru fiecare. Uitați-vă, la alții le oferă condiții sau le oferă careva bunuri, dar noi am insistat și în general e bine că este această decizie, fiindcă este și o susținere pentru sportivii noștri. Ei doar sunt cei care jertfesc tot în perioada asta sportului. Este imposibil să poți să fii toată ziua în viața cotidiană, mă refer în viața familiară sau cu prietenii, sau tot timpul ești program strict. Numai așa poți să obții. Când alegi altă cale, că vrei să... Ai și ceva, un lucru, și un lucru, nu există. Și familie. Aici, profesionalism 100%, în altfel este imposibil. Și chiar și în cauza când te dedici totalmente, sunt probleme, adică apar... Concurența este foarte strânsă și ceva, un segment undeva n-ai atras atenția la timp sau cumva e omis și deja rezultatul. Deci este foarte important și vis-a-vis de aceste premii, se premiază până la locul 8, locul 8 și ei vor beneficia de 2.000 de lei și așa în discreștere de la 3 mai departe. Deci este un lucru bun, de altfel a fost și în Rio fix același sistem de remunerare. Ce mai e? Sperăm că avem și cu companii private care vor oferi, înțelegi, care vor oferi și ei premiile lor. Plus, vedem... Acum e bine să ne gândim și să mobilizăm tot efortul, toată atenția pentru rezultat. După o să ne străduim ca sportivii și toți cei care contribuie să fie mulțumiți. Da, să fie mulțumiți și să nu plece din țară. Exact. Asta este un obiectiv foarte important pentru noi. Da, da, pentru că foarte mulți sportivi de calitate, ca și mulți oameni din toate domeniile, pleacă și atunci se răcește imaginea țării noastre. Oamenii capabili, oamenii care pot să creeze, sunt nepărăsiți. Și asta este un lucru foarte regretabil. Nu regretați faptul că n-ați ajuns la Sydney? N-ați dat din coate? Că poate și acolo era să fie. Acum e clar. Acum cu... Mintea de acum? Cu mintea de acum, regret mai mult că n-am câștigat a treia medalie de aur la Atlanta, totuși. Mm-hmm. Asta este încă mai regretabil. Parcă îmi pare că acum aș proceda un pic în sistemul de pregătire. Dar iarăși, când faci așa, retrăiești acele clipi, îți dai seama că atunci tot am fost într-o perioadă destul de dificilă, tot începând de la perfecționarea vizelor și tot noi ne ocupam. Ne mai vorbim că trebuie să te gândești de program, erau multe schimbări în metodica de pregătire, schimba inventarul sportiv, a fost o mulțime și clar că noi tot personal și undeva acolo cel micut mizer, cel la zecimile, cei care nu ne-a ajuns, sutimile nu ne-a ajuns, sau ne-a arătat, a dat rezultatul. Dar până la urmă, eu sunt practic și sincer să fiu, nu sunt supărat pe soarta mea, pe tot ce e, pe dascălii mei care au fost alături de mine tot timpul. Au fost oameni de excepție, au fost oameni... E ceva... Eu cred că puțin norocoși sunt care se beneficieze tot timpul, la toate etapele, chiar și începând de la aceeași grădinițe, de la țară, plus toți vecinii, toți care m-au înconjurat tot timpul. Sincer, n-am așa momente că aș putea să regret ceva, să zic, uite, au fost acela rău sau acela... Tot timpul în soarta mea au fost oameni buni, oameni care
au contribuit la... Și ceea ce ne străduim și acum cu sportivii. Sportivul, nu numai cei din sport, toți oamenii care creează ceva, care fac, ei sunt și un pic și dificili la, chiar și la caracter. Nu poate unul care este indiferent de orice să facă un lucru mare în orice domeniu. De ce? Ei sunt un pic și mai complicați din punct de vedere a, poate nu comportamentului, dar temperamentului. Temperamentului, da. Și e bine când oamenii înțeleg acest lucru și contribuie, încearcă să îi creeze așa împrejurul lui o atmosferă ca el să-și poată, valoarea lui să-și poată să o dezvolte cât mai tare. Și exact așa. Și eu la sport văd acum o mulțime de sportivi care la o adică așa ți-ar părea că uite, nu e chiar comportamentul sau nu e corect într-o situație sau în altă, dar în principiu are ceea ce poate să facă un rezultat și atunci trebuie să ne acomodăm să facem într-așa mod ca într-adevăr să putem să-i contribuim el calității lui să le valorifice cât mai tare. Și de ce e din punct de vedere este un element foarte psihologic care trebuie să-l înțelegem și antrenorii, mulți din ei sunt doar antrenorii care nu este antrenorul cel mai bun, cel care vine și dă program de pregătire propriu zis, sar mai tare, aleargă mai tare, dar cel care știe să combine și pedagogie, și psihologie, și efortul, și tot. Și atunci acela face rezultate, acela știe, crea personalități. Noi vă mulțumim pentru că duceți atâtea personalități la Tokyo și sperăm să se mai adauge încă vreo 2-3 sportivi. Moldova va ține pumnii, Moldova de peste tot, pentru că suntem plecați, suntem puțini, dar suntem plecați peste tot în lume. Vom urmări evoluțiile sportivilor noștri și vom ține toți pumnii, inimile noastre vor vibra împreună și vă așteptăm acasă. Mersi. Cu ce o să sănătoși să veniți. Da. Asta este cel mai important. Să văd medaliile, să le țin în mână, să le prețuiesc, că sunt medalii reciclate, așa cum îmi place mie.